Wow, bă, Irinele, bă, e prima oară când te văd acasă și că, bă, tu chiar te distrizi acum, chiar acasă. Ești acasă. Da, ești acasă, ți-ai, bă, dar eu nu știu de unde ai făcut rost de trampolina asta de aici în spate. Da, a furat-o. Ai luat-o de la fanel? O să-i aducem înapoi, da. În curte, nu e nicio problemă. A lui acolo. What? Bă, ce s-a auzit? Bă! Bă, zboară Bela! Bă, cum zboară Bela? Bă, Bela, cum zbori? What? Dita-i și tu în trampolină! Uite ce trampolină mare am! Bă, ce-i cu Dita, mă, trampolină asta? Bă, mamă, Bela, dar de unde ți-ai luat Dita, mai trampolina asta? Uite-te și tu, bă, Irinele, bă, Irinele. Am văzut la fanel că are acolo una mică în curte și m-am dus să-mi cumpăr și eu una mai mare ca să pot să sar, pot să mă duc chiar pe casă. Păi uite, păi uite-te și tu cât e de mare, că n-am văzut în viața mea, Dita. What? De cum să rei toată așa tare, că eu nu pot să sar așa tare. What? Uite-te și tu! Mamă, e destul de periculos cu trampolina asta atâta. Bună, Bela! E periculos. Bună, Bela! Mamă, Irinele, tu n-ai forță în picioare să sari. Bă, am eu o idee. Fii atent, sărim direct în piscină. Ok, da. am o idee. Irine, lasă că o să te faci și tu mare și o să sari și tu. Bă, am o idee, deci fiți atenți. Bă, noi suntem gamer, noi ne jucăm pe calculator, noi avem chestii de astea. Eu mă gândeam să petrecem poate o seară de gaming împreună și să ne jucăm pe calculator, să ne luăm toți calculatoarele, Fortnite. Să ne construim o încăpere separată și să începem să ne jucăm. Facem o încăpere separată acolo la mine, că mai am niște spațiu liber și mă duc să fac repede niște ciment, niște chestii de alea și voi veniți cu calculatoarele. Irinel deja a început să ia scaunele și de astea. Ok, mi-a furat scaunele. Eu nu mai am calculator aici pentru că l-am furat și pe ăla. Da, s-a întâmplat ceva cu el, nu știu dacă l-a fi luat Irinel. Da, nici noi nu prea avem calculator, adică noi singurul calculator pe care îl mai avem e al lui Irinel, că și al meu a dispărut, sincer, că aveam un calculator aici jos de tot, dar nu mai e deloc, adică avem aici. Bă, ok, știu ce o să fac, o să mă duc să cumpăr eu calculatoare, bine? Mergi tu să cumperi? Mă gândeam să mergem toți, mă gândeam să mergem toți să luăm calculatoare. Da, bine, ne auzi mai încolo. What? A plecat direct? Ok, bun, Irinel, noi suntem bărbați, ne punem să construim partea unde începem să ne jucăm. Bine, măcar nu vreau să-mi aduci o găleată de apă, ok? Știi ceva, măcar să ai lângă mine. Eu când eram copil, tata mă punea să stau lângă el și să-i dau găleți de apă când el băga la beton, ok? La betoane. Ok, Irinel, bun, ok, o să mergem aici în partea asta și trebuie să ne gândim prima oară că noi suntem niște arhitecți. Sau, bă, cum ar fi de fapt noi să refacem această încăpere aici jos? Irinele, vino repede și ajută-mă. Ce părere ai, Irinele? Cum ar fi ca să distrugem toată... Păi facem așa. Ok, normal că ai luat direct televizorul, ok, bun. Ok, îi dăm așa și aici încăperea asta o închidem și facem o încăpere cu multe lumini. Nu, aici. Bravo, Irinel, ai avut cea mai bună idee ever. Da, bravo, de bătaie așa. Bun, o să ne întoarcem după ce facem aici construcția și o să fie uimită Bela, pentru că noi o să lăsăm pe ea ca să caute aici încăperea de gaming și vă zic eu că nu o să o găsească niciodată. Ia vezi, mă, Irinele, ce avem aici. Ok, cred că nu ne prea ajută chestiile astea. Cred că imediat se întoarce oricum Bela și, bă, nu mai avem cum să-i, eu nu mai am cum să-i, bă, sparge repede că... Așa, bun, perfect. Ai văzut că vine Bela, ieși afară, ieși că vine Bela. Și hai să vedem. Bă, eu bună, Bela. Salut. Ce faci, Bela? Doamne, ajutați-mă și pe mine cu cutia asta. Las-o jos cu ea, așa, bun, perfect. O să pun eu aici, uite, exact în partea asta, așa. Vreau să-mi zici, deci aici sunt toate chestiile pentru noi, nu? Da, sunt trei calculatoare acolo. Vreau să-mi găsești unde este locul unde noi am făcut camera pentru gaming. Pentru că noi încă această casă am făcut o cameră pentru jocuri. O cameră unde să ne jucăm și o să stăm noi așa. Hai, caută să vedem. Este la etaj sau? Ca un indie. Bă, Irinel, mă. Bă, Irinel, tu ai deschis-o, mă, Irinel. Eu am deschis-o. Ok, asta este camera noastră de gaming. Cam așa arată. Am făcut pereții verzi aici în caz că vrem să filmăm vreun clip cu green screen, cu chestii din astea. Am pus tablouri aici cu Street Fighter. Știi frumos cum se bat, job, frumos așa. Ce bine arată, stai că mă duc să aduc cutia. Ok, du-te aduc. De fapt nu l-a las, că o iau eu direct așa. Dacă mai ai vreuna în mașină, poți să te duci după ea. Sau îl pun pe Irinel, că Irinel are pătrățele și... Nu mai am ca un căpătoare. Bun, perfect. Dar stați așa să scoatem. Ia, hai să vedem ce ai tu aici. Dai să vedem că mai am și niște chestii. Hai să începem cu ce am luat pentru Irinel. Ok. Stai că mă duc repede sus, că mai am eu o cutie cu niște chestii pe care să le aduc. Bă, n-am găsit aia, dar hai să vedem cam cu ce ai venit tu.
Hai să vedem cu ce ai venit tu, Bela. Uite ce setup am pentru Irinel. Irinel! Mamă, mouse, da. Microfon. Are ieșit. Stream Deck. Irinel, ia uite ce căști am luat. Vlog. Irinel? Ia să văd căștile, Irinel. Wow! 20 salutare, băieți. Și, Irinel, ca să stai cât mai comod, wow, acest haos. Mamă, i-ai pus și cărți sub fund. Da. Ca să stea bine. Ok, ok, Sammy, ok. Sammy, pentru tine am ceva un pic mai complex. Pentru că asta am găsit. Ia să vedem. Pentru că știam că o să-ți placă, că tu te și joci mult și editezi. Un setup cu 3 monitoare. Cu 3 monitoare, uite aici în stânga suntem pe Discord. În mijloc suntem pe Minecraft, chiar ca în momentul ăsta. Bă, nu, aici, de fapt, voi vedeți și pe monitoarele astea aici. Pe bune, gen, ce se vede pe monitoarele astea? Aici în stânga e Google, în mijloc e Minecraft și în dreapta e Discord-ul. Da. Vezi? Ce chiar așa e, da. Și ia să vedem perechea de căști. O, 20, salut băieți, ce faceți? Și ți-am luat cel mai șmecher scaun și ție. Wow, bă, scaunul ăsta chiar e super confortabil, sincer. Dar stai să montăm, și calculatoarele. Altă unde e? Altă unde e? Oh, ok. Mamă, frumos. Aici sunt calculatoarele voastre RGB. Și setup-ul meu o să-l pun aici. Ți-ai făcut setup alb? Da, cu căști roz și cu scaun roz. Ok, păi cred că o să ne jucăm. Și calculatorul meu este alb. Cred că o să ne jucăm de o să rupem în seara asta, sincer. O stai să mut cutia asta de aici, uite să mut cutia asta, o pun aici sub scară. Bă, chiar arată bine, sincer, camera noastră de gaming. Irinel, ce părere ai? Ok, ok, îți place, sincer. Bun, cred că trebuie să mă duc să aduc cablu de internet, pentru că noi nu avem internet aici. N-avem net. Din păcate. Mă duc eu să iau cablu de internet, stați o secundă. Ok, am o poțiune care o să mă transforme. Stai că nu aici, nu în congelator. Aici, fii atent, o să iau poțiunea asta și o să dau așa. Și eu sunt acum un creeper. Și eu trebuie să merg pe ei așa frumos să-i sperii, știi? O să fac un tss pe lângă ei. Dar, hai să vedem cum se joacă. Cum se joacă, fii atent, deschid ușa acum și cobor așa scările. Băi, Irinele, pune carnea la prăjit, că trebuie să mâncăm și noi ceva în seara asta. O mănânc crudă. Nu mânca cu... Bă, cine-i asta, bă? Bă, pleacă, băi, ce? Fugi, că bubuim! Bă, eu sunt, bă, nu vă speriați, bă, că ăsta e... Pleacă, bă, de aici, ieși afară, pleacă de aici! Bă, eu sunt, mă, n-auzi, eu sunt! Ăsta e, bă, ăsta este, ăsta e costumul meu de gamer. Ăsta e costumul. Bă, ce are, bă? Nu pot să, what? Vine după noi, vine după noi. Mă duc să explodez casa lui Bela. Pleacă. Nu, cum să-mi explodez casa, bă? No! Ce faci, mă, asta? Uite ce faci, vrea să-mi explodeze casa. Fugi de bă, îți dau cu spray. Nu, mă bate. Bă, stai, Sammy, mă. L-am bătut. Mă, dar de ce arăta, mă, ca un creeper? Uite, și tu mi-a stricat piscina. Ok, hai să vedem ce o să zic acum. Mergem jos să vedem care este părerea. Bă, ce faceți, mă? Merge netul? Am băgat netul prin wireless și ar trebui să vă conectați la... Wi-Fi. Da, prin Wi-Fi și trebuie practic să intrăm direct și să ne jucăm Minecraft în rețea și poate facem o lume de hardcore împreună. Merge, dar pe mine m-a luat somn, m-am jucat toată ziua cu Irinel și cred că m-am dus să mă culc. Pe bune? Am jucat, dar tu ce ai făcut? Păi, eu am încercat să rezolv internetul, că nu a încercat absolut nimeni, dar aia e, ce să zic, mai e mâine o zi, avem aici tot timpul lângă noi setup-ul, avem toate astea, hai mă, Irinele, să mergem și noi la somn, ce pot să mai zic, mergem și noi la somn. Eu o să mă culc. Noapte bună. Bine, nu mă culc aici. Noapte bună. Wow, mamă, dar vi s-a făcut somn destul. Bă, dar nici nu e chiar așa seară, dacă mă întreb pe mine, sincer. Bine, Irinel, du-te și culcă-te, să-ți dai căștile jos, să nu doar cu căștile pe cap. Asta și... muzică chill. Ok, muzică low-fi, ok, bun. Bun, trebuie să mă transform acum într-un schelet. O să ne transform în schelet și o să mergem prima oară la Bela acasă și să-i tragem cu săgeți în geam. Hai să vedem ce face. Ok, s-au băgat să culce și eu sunt un schelet, uitați-vă, mi-am luat până și toate săgețile, mi-am luat arc, mi-am luat toate astea și uite-te, ok, bun, o să intrăm peste Bela și, ui, dai, mai ține minte unde doarme, chiar mai ține minte, pentru că am pus atunci ca pe camere și avea un elefant și toate alea. Ce se aude, mă, unul ăsta? Sfârâie? Bă, sfârâie, Bela. Mă, stai că doarme cu ochii deschiși. Ia stai puțin. Mă,
distrus, i-am distrus calculatorul. Măi, e somnambulă? Uite-te și tu, a fugit, fuge direct pe stradă. Mă, unde se duce, se duce la mine în casă? Irinel, Sati! Mă, ce? Irinel! Irinel, trezește-te, trezește-te. Are, mă, Bela. Trezește-te repede, că era un scris. Pleacă, mă, de aici. Bă, ăsta e un vis. Eu te aruncă cu oase. Ce, să visăm? Nu, că era la mine în casă, era la mine în casă. Hai să-l împroșcăm. Unde e? A dispărut? Cred că e sub scară. Bă, nu dați! Nu! Bă, vor să mă bată! Mă, cine ești, mă, și ce vrei? Nu! Vino mă încoace, mă, de ce fugi? Mă, 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 lărgă aici după mine, dai! Bă, vino înapoi, n-auzi, vino înapoi! Ok, stai să trag, stai să trag. Bă, nu poți să... A tras în mine, a tras în mine! Irinel! A tras în mine! Stai să-i dau lui Irinel! Bă, ratează că-s prea mic! Bă, e prea mic, Irinel! Nu! Bă, mă, fii atent că fugi după mine! Bă, da, așa de tare! Bă, da, așa de tare să se sperie de... Nu! Aoleu, iar a tras în mine! Măi, cum te zici tu cât de mic, Irinel? Bă, cum nu-l nimerezi pe Irinel? Nu, eu pe Irinel îl vreau. Eu pe Irinel îl vreau. Bine, mă, încoa. O, l-am nimerit pe Irinel, gata, gata, gata. Fug, 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 fug. Îi las să ducă. Fug cu tractorul, fug cu tractorul. N-are benzină! N-are benzină tractorul! Ok, o să fug, o să fug și îi las să se culce din nou. Da, și mergem, mergem, mergem și o să-i speriem cu ceva și mai puternic. Și atunci o să avem super mult, super multă putere. De la schelet am trecut direct la o maimuțică. Asta o să le placă foarte, foarte mult. Dar ce n-o să știe este faptul că eu o să le pun coși de banane pe jos ca să alunece. Așa că hai să mergem repede, pentru că probabil ei sunt la gaming în momentul ăsta. Pentru că, bă, noua sală de gaming pentru noi e foarte, foarte, foarte tare. Așa că hai să intrăm direct în casă. Ia, hai să vedem. Ia uite-te cum arată ca mai muțica. Ia, fii atent, fii atent, fii atent. Nu, n-o să zic absolut nimic. Hai. Mă duc și mor direct așa pe ăsta. Mă uit în cer. Păi uită-te, Irinele, da. Ionică! Irinel, s-a întors Ionică. Ionică, ce faci, Ionică? Ionică! Nu, dai. Pleacă, Ionică, de aici. Bă, dar mă duc. Bă, dar am alunecat pe spate, mă, ce se întâmplă? Bă, ne fură scaunele. N-avem scaune. Stai să vină, stai să vină. E sus. Iuzi. Înnebui maimuța. Să-i joacă cu ușa. Ionică! Nu poți să ies. Bă, m-am dus pe... Bă, cu așa de... Iuna el, mamă, ce-i mă aici? Stai că nu poți... Bă, Ionică! Bă, Ionică, ești nebună. Bă, Ionică! Stai ușor, mă, Ionică! Ionică, te leg acum în lesă! Bă, mă, Ionică! Asta în lesă! Bă, mă, băgat ăsta în fund. Bă, mă, băgat ăsta în lesă. Ia, uite că ripostează. Hai, bă, Ionică, în casă. Hai, Ionică, ia banane. Mă, cum îmi dă ăsta? Bă, îmi plac bananele. Bă, îmi plac bananele. What? Împinge-l. Păi încerc să-l împing. Mai hai, Ionică. Bă, ce se întâmplă? M-a băgat în lesă. Hai, Ionică. Ia și mănâncă foși. Da, uite ce-a făcut aici. Banane. Ionică, uite, te legai, Ionică. Oh, hai să adunăm toate astea de aici. Ia banane, Ionică. Banana. Ia, Ionică, banane. Ok, nu, nu o să mai stau așa. Trebuie să mă duc să iau ceva mai puternic. Că maimuța asta le place, sincer. Maimuța asta le place și nu e bine. Acum m-am făcut elefant pentru că îi place foarte mult lui Bela. O să mergem așa în partea asta. Ok, 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 ok. Și o să sparg geamurile pentru că ei sunt jos și nu o să audă. Sper să nu se supere Sami că stau la el la calculator. Mă aud ăștia că le sparg geamurile? Dar ce se aude, mă? Cred că ea renovează vecinii, mă. Doamne, ferește. Mă, ce aude Bela că n-au nimic? N-auzi nimic? Na, în fine, hai, pune căștile, hai să ne jucăm. Vreau să dansez. Pune-ți căștile. Irinel, nu te mișca, e un elefant în spatele tău. Stai puțin, Irinel, da, nu te mișca. Trâmpă, are. Nu te mișca pentru că nu trebuie să faci mișcări bruște lângă el. Trebuie să-l mângâi. Ia banane. Bună. Uite, seamănă cu elefantul pe care l-am avut eu. Bună. Nu, Daniel, că îl se mângâi. Răspune și te bate după. Nu, că dacă te calcă ăsta, ia-i. Bă, maraca! Nu, Daniel! Mă, cum vine, zici că e draculaș! Uite ce repede merge, stai, acum fug! Acum fug de acasă, să nu mai prindă! Și mă duc să sar elefantul pe trambulină să-i rup! Elefantel, stai! Sare cu mine pe trambulină! Mă, ce se întâmplă? Ce tare! Elefantel, vrei?
vrei să fii elefantul meu? De unde ai apărut? Bă, a sărit în piscină. Ok. Dar de ce fuge, mă? L-ai speriat, Irinele, nu mai trage cu arcul. Este timpul să râdem puțin de Irinel. Lui este frică de Withery, așa că o să mergem să-l cocoșăm puțin pe Irinel. Hai să-i dăm așa. O să iau niște spawnere de Withery din ăștia așa micuți și mergem după Irinel. Irinel! Dumnezeu! Dăm și repede niște TNT-uri și dăm cu flint, uite așa. Le pac repede niște dăștea în casă. Niște dăștea. Fugi. Pentru Irinel. O să intră pe geam. Dă-te, fugi. Vin aici că ne baricadăm. Intră. Gata. Easy. Da. Eu de la geam, ce faci, frate? Da! Pentru Irinel, pentru Irinele. Maraca. Ok, și acum o să mă duc preferatul lui Irinel, așa ca de sfârșit. Asta e ultima și cea mai tare chestie. Ei se joacă pe calculator și o să fiu un șobolan și o să mă duc să le mănânc cablul de internet. Ok, hai să vedem. Mergem așa. Irinele, stai ușor. Așa. Haide, du-te și fă și tu ce ai de făcut. Măi, Irinele, atacă și tu pe ăsta că ne bate. Ok. Irinele, dă și tu cu sabia în el, Irinele. Ok. Îi dau cu maraca. Irinel? Ce? Nu mai merg. Irinel, nu mai am net. Șoarecele! Le-am calculat-o! Nu se dă-i poate! Tu de unde ai apărut? Le-am mâncat calculatoarele! Nu se poate! Am mâncat tot ce avem aici! De unde-i sali? Dă-i în el! Bă, șobolanele, s-a dus! M-au bătut în mult! Let's go! Bine, am scăpat Irinele, dar calculatoarele au costat o groază de bani. Vreți să am bani? Și vede că nu le mai avem.